mamă, ce de câine aici. Ce faceți, frate, cu ei? Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi suntem într-o zi de duminică, pe la jumătatea lunii noiembrie, și merg către mănăstirea Tismana, unde n-am mai fost niciodată. Deși locuiesc în Craiova, în Oltenia, n-am fost niciodată la Tismana. Aha. Dar o să merg astăzi și am luat-o într-acolo, pentru că până acolo, în zona asta a Târgu Jiului, sunt vreo 4 drumuri care merg cumva spre nord, virajate, foarte virajate, și care intră în munte, ca să zic. Vreau să fac 3 dintre ele, pentru că pe al 4-lea, sau de fapt al 4-lea, este cel care este cu cheile Sohodolului, și am mai fost, o să pun un video legat de video ăsta ca să vedeți. Dar pe celelalte 3 n-am mai fost. Unul merge către un, din câte știu, către un sanatoriu de TPC și este virajat așa și cred că e super frumos. Și celelalte 2, unul probabil este cel care merge către Tismana, iar cel de la mijloc, nu știu dacă n-o fi tot așa un drum pe un curs de apă, dar o să mergem acolo și o să vedem. Momentan sunt 12 grade, dar se simt ca și cum ar fi 8. Când m-am trezit dimineață, la 8 erau 3 grade, când am plecat din Craiova, pe la 10, 10 și ceva, erau 8 grade, acum arată 12 grade în bord, dar e un frig de mori. Mă lăsă omul ăsta, mersi. Am închis toate aerisirile, am linerul pe mine, am luat mânușile de Gore-Tex de iarnă, că e destul de rece. O să se încălzească mai târziu, maxima se anunță pe la 15 grade. Dar nu știu dacă ați observat, 15 grade de noiembrie nu sunt niciodată ca 15 grade de mai. Se simte un frig de îngheață pe pietrele. Mergem și filmez mai târziu când am ce să vă arăt. Deocamdată să-i dăm drumul. Nu știu cât se vede, dar e destul de multă ceață. Până acum ar fi trebuit să se vadă munții din partea asta. Sper totuși să se ridice mai târziu, pe măsură ce mai avansăm în zi, ca să nu fie drumul doar despre plimbare, să fie și despre peisaje. Mă îndrept către muntele ăsta. De la Suseni începe urcarea și încep virajele. Conform cu navigația ar mai fi vreo 12 km. Se vede ceva sus acolo pe la jumătatea muntelui. Nu-mi dau seama cât de bine vedeți pe cameră. Nu știu dacă e acolo, urmează să vedem. Da, cum am bănuit, sus acolo e, văd că e și o biserică. Văd că până la spital 4 km, zice. Urcare cu înclinare mare, sector de drum cu curbe periculoase. Vai, vai, vai.
Am ajuns. Uite și o biserică aici. O să și mănânc ceva în locația asta mișto, așa. O să iau o gustare, doar așa ca să mă bucur de priveliștea asta de aici, să iau o pauză. De-abia aștept să mă odihnesc un pic și pe urmă să îi dăm mai departe. O să filmez pentru că și coborârea este foarte mișto. La un moment dat o să schimb direcția de mers, o să fac stânga și o să iau printr-un sat. O să vedeți și voi.
Și aici o să facem stânga. Perfect asfaltul aici. Merg spre Runcu, numai că nu o să intru pe cheile Sohodorului. Merg mai în față și mai e un drum virajat mai în față. O să pun o hartă. Și pe ăla vreau să merg. Nu știu dacă duce undeva. A, mi se pare că duce la un baraj, la un lac de acumulare, ceva în genul ăsta. Vedem. Nu mai știu. Cheile Sohodorului la dreapta, noi o să facem stânga. Și am făcut dreapta pe drumul național 67D. Merg către Baia de Aramă. Asta e Sohodorul. Dar în 8 km facem iar dreapta și pe urmă avem încă vreo 12, cred, până la baraj. Dreapta aici spre Topești. La Topești, mergem la Topești. 12 km până la punctul pe care l-am pus pe hartă. Am pus acolo ca să mă ducă la capătul drumului, practic. Deci, dacă sunt 12 km de serpentine, minunat. Și intrăm în Gureni, da, și de aici începea drumul, din câte mi-amintesc, spre lacul Vâja. 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 N-am mai fost niciodată pe aici. Pare promițător, nu?
vârful Olsea. Ce scria? Ia să întoarcem. Vârful Olsea, 34 de kilometri. Vârful Arcanu, 23 de kilometri. Lacul Vâja, 8 kilometri. Lacul Clocotiș, 4 kilometri. Super mișto. Cum de n-am știut eu de drumul ăsta, ia uite. Drumul este betonat. Nu e într-o condiție foarte bună, dar e într-o condiție mai mult decât decentă. Foarte mișto. E frig pe aici. Frig rău. Închis accesul pe baraj. Interzis fotografiatul, interzis pescuitul, interzisă orice distracție. Și lacul Vâja zice că încă 4 km, dar navigația zice că 750 de metri. Conform cu Google Maps, nu mă mai aflu pe niciun drum acum. Dar văd că se poate continua. Să vedem până când și până unde. N-am văzut pe nimeni, pe nimeni de când am ieșit din sat. Absolut nimeni. Bun, deci am văzut un indicator din ăsta turistic care spunea că peste 8 km se ajunge la o pensiune. Mai era un drum mai jos. Nu știu cât se mai vede de aici. Dar am ținut drumul din dreapta. Și conform cu Google spuneam nu mai e niciun drum, dar Kalimoto mi-arată că mai e drumul ăsta. Continuă. Probabil până la pensiune. Sunt curios dacă se și urcă vreun pic. Momentan suntem la 560 de metri altitudine. Wow. Jos acolo mai e un lac. Suntem pe Bistrița, am văzut și eu pe hartă. Apa asta frumoasă pe lângă care am tot mers se numește Bistrița. Te așteptai. S-a terminat drumul pavat aici. Gata, acum e pământ sau, mă rog, pietriște ăsta compactă. Pensiunea Casa Păstrăvarului. O fi de vânzare, poate.
Ăsta e drum proprietate privată și în partea asta altă este, ce ziceau ăștia, Vârfurile Lupește. Am mai ajuns iar la betonat. Cred că e cu hidrocentrala vieții. Da, uite, ajunge la baraj. Aha. N-am văzut niciun acces interzis. Deci, am ajuns la iarăși la o juncțiune. Pe drumul asfaltat, Vârful Oslea și Vârful Arcanu. Aici Vârful Oslea și Câmpușel și Habitatul Vieții, care nu știu ce înseamnă. Gata. E 4:20. Ha? Nu. A, nu. E 3:20. A. E 3:20. La 5:30 se întunecă. O să încerc să ies la stradă și să vedem cât ar mai fi până la Tismana și până cât ar mai fi până acasă. Că n-aș vrea să merg pe noapte. Adică, mă rog, aș vrea, cel mai bine ar fi să ajung pe lumină, dar dacă nu, să merg măcar cât mai puțin. Și atunci, funcție de asta, o să decid cum. Dar e frumos, bă, frate, pe aici. Bine, și periculos, dar cade o stâncă de aici. Conform cu navigația, mai am 20 de kilometri până la Tismana. Este 4:50, la 5:30 se întunecă. Eu zic că merge să dau o fugă. Îmi pare rău că n-am explorat drumurile astea îndeajuns. Și îmi pare rău că merg pe fugă la Tismana, dar o să mai merg și pe aici o să mai vin. Nu e ca și cum au intrat zilele în sac. Nu prea ai ce să faci când e ziua scurtă și vrei să mergi pe lumină și e și frig. Nu merge să explorezi o veșnicie.
trecut de mănăstire, vezi, se cunoaște că n-am fost niciodată. Și am întrebat un localnic și zice că drumul ăsta duce până la Petroșani și la un moment dat se transformă în drum forestier. Nu știu, mai merg un pic pe ăsta să vedem care-i treaba și pe urmă mă opresc la mănăstire, filmez un pic și cam gata pe ziua de azi. Mamă, ce de câine aici! Ce faceți, frate, cu ei? Uite drumul forestier aici. Da. Deci, nu, mai gata, o să întorc. Poate la vară, uite. Dacă zice omul ăla că ies la Petroșani, la vară vin pe aici, să mă duc la Petroșani pe aici. Ce tare. Hai. Întorc. E renovare. Cum îmi dau un meniu, da? Hai să opresc asta. Nu, cu milionul ce am fost pe ala, cu milionul ăsta. Nu ca și e 2 milioane. Da, nu. Tu crezi? Gata, asta a fost tot pentru azi. Acum o să mă duc acasă. Sper că v-a plăcut filmul. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe, comentați, dați click acolo pe clopoțel și eu v-aș mulțumi tare, tare mult. Îmi pare rău că mănăstirea e în lucru și că n-am prins-o atât de frumoasă pe cât am auzit eu că e. Asta nu înseamnă decât că trebuie să mai vin altă dată. Până data viitoare, ciao, ciao!